Tu ai fost zărită, selecționată, selectată la un cross al copiilor la Bistrița, nu? Exact, tu da. Fiind bistrițeancă. Da, sunt bistrițeancă, născută la Bistrița, crescută la Bistrița. Și în 88, da, am participat la un cross școlar în parcul municipiului Bistrița și întâmplător mergea Jol spre antrenament, că el avea antrenament la stadionul municipal. Habar nu avea că e crossul școlar, pentru că n-a fost anunțat în sistemul sportiv de la nivelul Bistriței, că erau competiții de-astea între școli. Cert este că am câștigat, m-a văzut, m-a zărit, m-a întrebat dacă îmi place atletismul, habar nu aveam ce înseamnă atletismul, m-am dus fericit acasă cu diploma pe care am câștigat-o și am arătat-o tatălui și i-am cerut voie dacă pot să merg a doua zi la stadion. Și din acel moment, dacă mă întrebați ce aș fi făcut în afară de sport, la momentul respectiv chiar nu știu să vă răspund. Da, pentru cine nu știe, deși lumea sportului cu siguranță cunoaște amănuntul, Jol Gheorghiu și antrenorul care a remarcat-o pe Gabi Sabo când ea avea 12 ani, este fostul antrenor și actualul soț al Gabrielei Sabo. Sunt dintre cei, nu foarte mulți, dar privilegiați, care au fost la Znagov, la nunta soților Gheorghiu, și să zic așa. Da. Gabi, hai să lămurim un lucru. Ești de etnie maghiară, ori nu? Eu sunt născut într-o familie, tata ungur și mama româncă. Și mama româncă. Da, deci sunt într-o familie mixtă. Vorbești ungurește? Nu. Tatăl meu niciodată n-a vorbit cu noi. Niciun frate de-al meu nu vorbește limba maghiară și nici în familia noastră nu s-a vorbit limba deci maghiară. Deci tu, dacă vorbesc eu cu tine ungurește, nu înțeleg. Înțeleg câteva cuvinte, este normal, pentru că comunitatea de la nivelul Bistriței este împărțită în comunitate maghiară, germană și română. Și noi am copilărit, era strada ungurilor, strada nemților și strada românilor, iar noi copiii ne întâlneam undeva la mijloc în parc și ne jucam. Și nu era nicio problemă, înțeleg câteva cuvinte, dar să vorbesc chiar nu știu. Și asta a fost un regret al meu. Prieteni de mici, deși unguri, români și nemții. Categoric. Bun, dar nu evita. De exemplu, și în grupă la noi era Anne-Marie Schuller, care astăzi trăiește la Munich, Rickmani, Hoini, care tot așa, eu, Gabi Savo și celelalte colege. Deci eram mixt. Gabiță, nu ocoli răspunsul cu greutatea. Cât ai luat, ca să zic așa? Oh, dar mă întrebați, ca sportiv aveam 40 de kilograme, concurat cu 39 de kilograme, 40. Iar în acest moment, da... Ce, ca să te cântărești la Ioda Migeană, mână, că la 40... Nu mergea, urca liftul cu tine? Asta a fost și un secret de-al meu ca și sportivă, pentru că aveam kilograme foarte puține, nici nu m-am accidentat și zburam pe pistă. Asta a fost unul dintre secrete. Acum, da, sunt undeva la 50-52 de kilograme. Deci ai luat cam 10 kilograme. Da. Dar spune-mi altceva. Cineva a făcut o socoteală sau poate ai făcut-o chiar tu, că în decursul carierei, terminată în 2004, cum spuneai, ai alergat de două ori în jurul Pământului. Sunt peste 80.000 de kilometri alergați. Da, socotind că Ecuator are 42.000, cât are așa da, ceva. Da, de deci ai făcut de două ori în conjurul Pământului. Spune-mi, acum mai alergi sau după ce ți-ai retras, ai mai continuat să faci mișcare? După ce m-am lăsat de sport, a fost o perioadă când am refuzat. Mintea mea se oprea la un moment dat după 5-10 minute de alergare. La un moment dat m-am reîntors înapoi în par să alerg, pentru că am simțit nevoia și astăzi simt nevoia de mișcare. Nu mai alerg în fiecare zi, fac orice fel de mișcare, mă plimb, merg cu bicicleta, înot sau alerg, dar nu mai alerg în fiecare zi și nu mai mi-am pus așa target de kilometri. Când eram sportiv, cineva m-a întrebat câte ore te pregătești și zic, eu nu mă pregătesc ore, eu mă pregătesc kilometri. Iar astăzi, dacă cineva mă întreabă dacă mai alerg mulți kilometri, nu mai alerg mulți kilometri, alerg, nu știu, 30 de minute, acum care 30 de minute pot să fie 5 kilometri, 4 kilometri, adică fac lucrurile cu o foarte mare plăcere și dacă mă miș sau fac mișcare, o fac ca să mă simt bine, nu să mai transpir, nu să mai, știi, să fac un efort supraomenesc. Auzi, Gabi, sincer, totuși, viața ta a fost alergarea, ai alergat atâția ani. N-ai simțit niciodată nevoia să te oprești? Adică, cum să zic, n-a fost senzația aia de prea mult? Când făceam sport? Da, da. Nu, pentru că, știți... mentalul nostru sau...
sau cum să vă spun ca să... Deci întotdeauna vreau să mă antrenez și mai mult și mai mult și mai mult. Întotdeauna priveam la adversarele mele și le vedeam pe adversarele mele și eu vreau să fac un kilometru în plus ca să fiu și mai bine pregătită față de, nu știu, de englezoaică sau de atletele din Africa. Până la un moment dat, când Jolt și-a dat seama că exagerez în stilul ăsta de antrenament, pentru că de multe ori treceam peste ceea ce îmi indica el ca și antrenament. De exemplu, dimineața aveam antrenamente extrem de complicate de tempouri de cursă pe care le alergam pe pistă. După amiaza îmi zicea, mergem o alergare de relaxare de 10 km, iar eu îi dădeam cu cotul sparingului și spuneam, știi ceva, Mitică, hai să mai alergăm 2 km în plus, adică să facem 12. Și atunci stricam un pic antrenamentul și gândirea, tactica antrenorului, dar asta era felul meu de a fi. Sau aveam 12 km și eu făceam 14 după amiaza, tocmai ca să fiu din ce în ce mai pregătită, sau asta îmi dădea mie starea de bine, cu cât aveam mai mulți kilometri, în perioada de acumulare, în perioada de cantitate de antrenament, aveam impresia că eu sunt foarte bine și eram bine. Dar sigur că a fost gena, sigur că a fost talentul, fără îndoială că a fost foarte multă muncă, da? Eu mă întrebam dacă tu, care până la urmă să nu te supere, ai fost, cum să spun, o mașinărie de glorie și de bani și de medalii și de titluri. Nu te-ai plictisit la un moment dat, nu e prea mult, hai să fac o pauză. Nu, pentru că știți ce se întâmplă? Atunci când câștigam, sau la nivel de junior, am câștigat titlul european și a venit următoarea ediție de campionat european, eu vreau să confirm că n-a fost o întâmplare atunci când am câștigat. Și întotdeauna, după ce câștigam un titlu mondial sau câștigam o ediție de Diamond League sau o etapă de Diamond League, veneam înapoi în cantonament și aveam următorul target. Deci eu nu uitam ce s-a întâmplat. Pentru mine, ați văzut, eram și considerată atleta. Era mereu ce urma. Exact. Cineva, poate că n-am știut să mă bucur foarte mult de rezultatele pe care le-am realizat în sport, care sunt imense. Sunt imense. Eu astăzi conștientizez, eu abia astăzi conștientizez. Da. Adică undeva sus nu se putea. Adică văzând ce se întâmplă astăzi la nivelul sportului românesc și modul cum e abordată performanța, din toate punctele de vedere, și a antrenorului și a sportivului, da, sunt rezultate care vor fi foarte greu de acum încolo, ale mele cel puțin, să fie echivalate. Adică, gândiți-vă, spunea 16 medalii, sunt mult mai multe, pentru că am fost 16 în intervalul ăla, am înțeles că sunt vreo 30 toate. Sunt în jur de 20 și ceva de medalii câștigate la europene, mondiale, jocuri olimpice. Cineva se laudă cu titlurile mai naționale? Mai multe medalii decât au unele țări. Sunt țări care n-au atâtea medalii. Gândiți-vă, am 11 titluri de campioană mondială. Alții spun că au, nu știu, 11 titluri de campion național, ceea ce este un lucru extraordinar. Dar eu am fost de 11 ori cea mai bună a lumii. Toate, în sală, și afară, juniori, cu echipa la cross. Gândiți-vă că în 91 eram campioană europeană de junioare, 92, pentru prima dată în istoria atletismului românesc, a câștigat o medalie cu echipa la cross-uri, la campionatul mondial de la Boston în 92. De atunci nimeni n-a mai câștigat-o. După ce am cea mai bună clasare pe cross, la nivel de junior locul 4, la nivel de senior, de asemenea, suntem de două ori cu echipa medaliată cu bronz. Gândiți-vă, ne băteam cu Kenya, Etiopia, cu marile purtări din cross la momentul respectiv. Deci atletismul era o forță.